au pățit-o când le era lumea mai dragă. Bajici, unul dintre fotbaliștii lui CSU Asesoft, s-a accidentat grav. Sârbul și-a rupt mâna stângă la antrenament, iar sezonul practic s-a încheiat pentru el. Principalul, Dadu Arnautovici, este preocupat de noua situație, iar împreună cu conducerea încearcă transferarea altui jucător, de preferință un basketbalist european, care teoretic s-ar integra mai repede în sistemul de joc. E un ghinion incredibil, da. Da, acum Baici, deci... Dar sper că ne ridicăm peste toate problemele de-astea și o facem o treabă bună. O treabă bună vrea să facă și tânărul Gutoaia la campioana țării. Extrema venită de la Steaua se bucură că sunt mulți jucători tineri în echipă, iar de la cei cu experiență are ce învăța. Sincer, nu mă așteptam la așa ceva, dar sunt fericit. De ce să nu se aștepte? Că a fost la lotul național. Care e? Deci nu e normal să fii jucător de la lotul național la cea mai bună echipă în România? Pentru albaștri urmează o perioadă cu 5 meciuri în 20 de zile. Primul dintre ele mâine seară pe teren propriu contra celor de la Basket Club Miercurea Ciuc.